Sirenele care anunță situațiile de urgență vor suna alternativ în toată țara pe parcursul a 4 zile, începând de astăzi și până vineri, între orele 10 și 15. Este cel mai amplu exercițiu de testare a sirenelor. În perioada vizată, locuitorii capitalei și cei din județele țării vor auzi semnalul de alarmare compus din 5 sunete a câte 16 secunde fiecare. De asemenea, în funcție de caracteristicile tehnice, vor fi testate și echipamentele care permit transmiterea mesajelor de avertizare vocală către populație. Cetățenii sunt sfătuiți să rămână calmi și să urmărească informările inspectoratelor pentru situații de urgență. Mesajele tip voce vor fi particularizate cu sintagma exercițiu. În județul Hunedoara există 186 de sirene de alarmare a populației și vor putea fi auzite vineri.